Astăzi am zis că o să discutăm despre Q, despre librăria Q. Q tradus înseamnă coadă și, no, cum e și în viața reală o coadă, să zicem că ai mai multe chestii, ai numerele 12, 5, 8 și 3 și dacă vrei să adaugi o chestie nouă în șirul ăsta, ca și într-o coadă reală, trebuie să adaugi doar la final, nu poți să te bagi în față, teoretic, practic. Se poate să te bagi în față, dar teoretic nu se poate să te bagi în față și pe baza asta funcționează Q. Că trebuie să adaugi doar la final. Și zic că vreau să mai adaug un 7 și trebuie să-l adaug imediat după 3 aici. Dacă vreau să obțin un element, să zic că vreau să-l obțin pe 3, ăsta nu pot să fac, nu știu, să sar direct la 3. Trebuie să iau elementele dinainte și eventual să le elimin. Deci ca să ajung la 3 trebuie să elimin 12. Trebuie să elimin 5, trebuie să elimin 8 și abia apoi am acces la 3, pentru că în coadă ai acces doar la primul element din șir. Deci nu poți să ai acces random prin șir, poți să ai acces doar la primul în coadă. Mai sunt mai multe tipuri de cozi, există priority queue, există DQ și o să menționez de ele mai încolo. Faci și lib BFS pe live, nu cred că are rost să fac chestia asta, pentru că acum explic coada, lib și BFS sunt mai complexe și pot să le fac altă dată. Deci nu e nicio problemă. Ok. Hai să continuăm cu Q. Și acum sintaxa. Deci am înțeles ce înseamnă Q, cum funcționează, pe ce se bazează. Prima dată trebuie inclusă librăria Q. Deci Q. Și exact ca la vectori, în loc de vector avem Q, dar în interior aici punem ce tip de dată vrem să avem înăuntru. String, int, nu contează, orice. O să avem un queue de inturi, o să denumesc coadă și ca să inserezi într-o coadă, ai funcția coadă.push. Ce înseamnă chestia asta? Că pune la final elementul pe care îl pui tu între paranteze. În cazul nostru trebuie să fie un întreg, să zic 15. Să zic că adaug mai multe elemente. 1, 12, 31. Ok. Și acum putem să parcurgem un șir. Să văd dacă aveți ceva întrebări și după aceea să începem chestia asta. Rați like BT. Ok. Am înțeles. Cum parcurgem un șir? Ideea e că să afișez un șir, după cum am zis, hai să pun toate elementele de mai sus aici, să le prelucrez. Sper că se văd pe live. Nu o să pot parcurge o coadă cum parcurg un vector, să am coadă de 1, de 0, de 1 și tot așa. Trebuie să iau primul element, dacă vreau să-l afișez, îl prelucrez cum am nevoie, în cazul nostru să-l afișăm, îl afișăm și după aia îl eliminăm. Deci nu mai avem nicio treabă cu el. Și cât timp facem chestia asta? Facem chestia asta cât timp am elemente în coadă. Pot face și un for de la 0 la coadă.size, dar ca să... No. Să lucrăm mai mult cu coada, e mai ok să facem cu până coada noastră o să se golească. Deci în cazul nostru, cât timp coada nu e goală și avem pentru a determina dacă o coadă nu e goală, avem funcția pe care am folosit-o și la string-uri și la vector.empty. Coada.empty, deci cât timp coada nu e goală, deci not coada.empty, trebuie să afișăm elementul. Și cum o să prelucrăm elementul? Având în vedere că avem nevoie de primul element, funcția ca să afișăm primul element este coada.top, topul la stack.front. Deci coada.front o să-mi ia elementul din față, că asta înseamnă front din față. Și afișăm și un backslash n. Mai avem o operație în plus de făcut aici, pentru că trebuie să mergem cât timp nu-i goală. Și dacă facem atâta, chestia asta nu o să se golească niciodată. Și o să afișeze același element. Ok. Ce calcul trebuie să facem? Trebuie să eliminăm elementul din coadă, după cum am zis, elementul de la început. Pentru că în coadă putem elimina doar de la început și putem accesa doar primul element. Și funcția este coadă.pop. Ok, am eliminat elementul de la început,
afișăm 15 în cazul nostru, apoi eliminăm 15, afișăm 1, eliminăm 1 și tot așa. Ok. Să vedem dacă și funcționează. Dăm run. Ok, și a funcționat. Super. Hai să vedem ce funcții mai avem la coadă. Putem să avem la coadă să obținem și ultimul element. Deci putem să afișăm, să zic că afișez ultimul element. Se aud. Last, două puncte. Ok. Și în loc de front avem, pentru ultimul element, avem back. Și returnează ultimul element. Dar, teoretic, n-am avea voie să accesăm ultimul element, ci doar pe primul. Din câte știu, de queue se ocupă de chestia asta, să acceseze elementele din ambele capete. Dar mai are și câteva funcționalități în plus. Ok. Dacă aveți întrebări până acum... Coada e super scurtă, deci nu am foarte multe de prezentat. O să trec la Priority Queue să vă arăt cum e reprezentat. Și probabil o să discut puțin despre heap-uri, că Priority Queue e pe heap-uri descris, mă rog, implementat. Back-ul merge și la queue. Back-ul ăla pare ilegal, merge și la queue. E ilegal, dar merge. Salut, Pingu, mersi că ai intrat. Real World, nu știu dacă o să folosești în Real World back-ul. Dar de obicei coada o se folosește la algoritmi, pe un exemplu ar fi Lee. Și la Lee ai un traseu de parcurs și doar primul element ai nevoie. Și adaugi la final. Știam că merge doar la DQ. Păi, nu, merge. Surprinzător merge. De asta nici eu n-am folosit back, dar știu că e prezent și la Q și la DQ. Și la Priority Q. Obvious. Ok. Problema care e în coadă? Că elementele sunt ordonate în felul ăsta în care le adaug. E și normal, e o coadă normală, nu putem să sortăm elementele din coadă. Și ca să avem elementele sortate în coadă, deci eu aș vrea să fie, când afișez, să am 1, 12, 3, 15, 31, să nu le am așa sortate. Există un nou termen denumit Priority Queue. Se află tot în librăria, se află tot în librăria Queue, deci nu trebuie să includ altă librărie. Și cum apelăm un priority queue? Avem nevoie de mai multe chestii. Observăm că nu mai avem, nu mai merge punct front. Da, nu mai merge punct front, avem doar top. Să verificăm dacă merge. 31-15 ordonate descrescător. Deci aici avem un priority queue care ordonează elementele descrescător. Și cum le ordonează? Deci eu când o să adaug 15, prima dată mi-e goală coada, apoi adaug 1. 1 cum e față de 15, o să-l pună la final. Adaug 12. 12 cum e față de 15, îi mai mic. În principiu se compară cu ultimul element când adaug în heap. Nu mai știu exact. Ideea e că îl adaug între. Nu e greu să vă dați seama cum funcționează ordonarea descrescătoare. Și acum să prezint cum e implementată coada asta. Ieri am discutat despre binary search tree și astăzi voiam să discut despre heap-uri. Știe cineva ce sunt heap-uri? Bă, o să am grijă cum dau, dar băieții ăștia chiar au fost activi, adică, nu, le-am mai văzut. Aia care îi văd o singură dată îți dai seama că nu le dau view. Aș prezenta un curs de la facultate la heap-uri, că e foarte folositor. O structură de date, da, până la urmă. Sunt niște arbori binari, într-adevăr. Ok. Iar la binary search tree, când aveam de adăugat, să zic, un 5, ăsta e primul element, că e gol 3-ul, adaug 3, 3 e mai mic decât 5, deci pun în stânga. Adaug 6, 6 e mai mare decât 5, deci o să pun în dreapta. Adaug 4, 4 e mai mic decât 5, deci pun în stânga lui 5. 4 e mai mare decât 3 și pun în dreapta lui 3. E. Max heap-ul e puțin mai complicat,
pare. Nu știu exact dacă e mai complicat sau mai ușor. Ideea e că pot fi două tipuri de hip. Am zis max hip cumva. Mă refeream hip în general. Pot fi două tipuri de hip. Max hip sau min hip. Max hip-ul o să aibă pe rădăcină cel mai mare element din tree, iar min hip o să aibă cel mai mic element din tree. Să zic, în cazul nostru, ce am zis că adăugăm? 15. Adaug 15. Că e primul element, el o să fie automat root. După aia trebuie să adaug 12. Max hip-ul adaugă pe poziția liberă. În cazul nostru, prima poziție liberă e partea stângă, că se ia în ordine, nu știu, de la stânga la dreapta. Și prima poziție liberă e aici. Când vrea să adaug, nu 12, 1. Da, 1. Îl adaug aici. Apoi adaug 12. 12 prima e mai mare, e mai mic decât 15, deci trebuie să-l adaug de desubt. Când o să ajungem pe un număr mai mare, o să vedeți cum funcționează. 12 e primul spațiu liber aici, 12 e mai mic decât rădăcina lui, deci e ok tot. După aia vrem să adăugăm 31. 31, care e primul spațiu liber, e ăsta de aici, că e la stânga lui 1. După cum am zis, este de la stânga la dreapta. Deci, începem cu stânga lui 1. 31. Cum e 31 față de 1? E mai mare. Și nu e ok să fie un element într-un max hip. Acum avem un max hip, ca să notez. Nu e ok ca fiul să fie mai mare decât părintele într-un max hip. Și ce o să fac? O să fac un swap la astea două. Deci în loc de 1 o să am 31 și în loc de 31 o să am 1. Să găsesc radiera. Ok. Cum e? Am adăugat, am schimbat tot ok în partea asta, dar nu e ok aici. Cum e 31 față de 15? E mai mare. Deci o să trebuiască să șterg asta și asta și să le inversez. Deci o să am 31 și 15. Și gata. Ăsta e max hip. Dacă era min hip, era exact invers. Deci trebuia primul să fie sus. Ok. Să văd exact două secunde. Dacă aveți întrebări. Sunt întrebări? Dar din câte știu, la priority queue erau 3. Priority queue. 3 parametri. Na, queue-urile sunt destul de scurte și sunt ușor de înțeles. Da, container. Deci pe ce să fie implementat și comparatorul. Când adăugăm într-un queue, complexitatea e O de 1, că queue adaugă la final. Problema e când adăugăm într-un priority queue, deci într-un heap, e log N. Că trebuie să balanceze, deci adaugă, e O de 1, dar trebuie să-l și balanceze după aia și în cel mai rău caz e O de N. Îl compară mereu de jos în sus, da. Întotdeauna adaugă pe chestia liberă, adică în cazul nostru dacă mai adaug ceva e aici, după aia aici, după aia aici. Și compar și inversez. Da, aici e un max hip și trebuie să fie, relația trebuie să fie în felul ăsta. Peste tot. Dacă era min hip, era invers. Ok, sunt foarte folositoare, asta l-am făcut și la facultate. V-aș prezenta, dar nu știu dacă am voie să prezint, așa că nu, nu o să prezint cursul de la facultate. Ok. Mai sunt întrebări, dacă nu o să fac un comparator din ăla, cum se cheamă, custom pentru priority queue, că poate vreau să le ordonez, poate vreau să le ordonez crescător. By default este descrescător ordonate. Ok. Al doilea parametru e
cum o să fie implementat heap-ul ăsta. În general o să fie pe un vector, dar vectorul o să aibă tipul de dată care e în interior, că nu poți să ai vector string, când tu în interiorul heap-ului, tu în interiorul priority key-ului ai int-uri. Deci o să fie tot int. Și al treilea parametru, ca ultim parametru, este funcția de comparare. Clasa, mă rog, de comparare. În cazul nostru o să fie un struct de comparator. Hai să zic, comparare custom. Comparare custom. Și exact ca la string-uri sau ca la map-uri, că string-urile au compararea lor specială și n-ai nevoie să implementezi nimica. Struct, comparare custom. Și acum trebuia suprascris operatorul de comparare. Comparator. Două int-uri, int A, int B. Și având în vedere că vreau să le ordonez crescător, dacă A e mai mic decât B, atunci e tot ok și trebuie să returnez 1, return 0. Ok. Hai să vedem cum le-a ordonat acum, dacă a funcționat. Oare n-am luat eu ok aici? Dacă ai mai mare ca B, return-ul nu. Comparatorul invers. Ok, interesant. La heap-ul invers. Ah, da. Ok, el pleacă ok, ia primul. Seamănă cu reduce din GS, nu știu ce e ăla. Mi s-a întâmplat la OG. Bă, interesant, oricum, chestia asta chiar nu știam. N-am mai făcut până acum chestia asta cu priority queues. Am folosit foarte rar priority queues și n-am folosit funcție custom. Când am avut nevoie, am folosit descrescător, cum era by default. Dar super șmecheră chestia asta. Bă, învăț și eu chestii noi pe ziceți. Nici eu nu vă așteptați că le știu pe toate. Adică încerc să prezint strict ce știu, că nu mă bag în ce nu știu. Da, asta chiar e super interesant. Deci trebuie invers. La queue, la priority queue trebuie invers funcția asta de comparare. Bă, interesant, chiar interesant. Ok. Ok, și hai să discutăm despre DQ acum. DQ, ideea pe scurt e că nu prea mai e cam o coadă corectă, poți să adaugi și să ștergi și de la început și de la final, adică nu mai contează chestia asta. Și tot la fel ca un Q, trebuie să scrii DQ și tipul de date pe care să-l aloci, numai că mai avem, n-avem în loc de push, avem push back sau push front, unde vrem noi să adăugăm. Deci push back obvious adaugă la final și push front adaugă la început. Ok. Hai să adaug și ăsta la început și pe ăsta la final. Deci șirul nostru ar trebui să arate 12.1, 15.31, cred. 12. Da. Și cum obținem un element? Punct front sau punct back. Depinde de ce avem nevoie. Și ca să dăm pop, nu mai avem funcția dinainte de pop. Simplu. Exact ca la push, push, pop front sau pop back. Depinde de unde o luăm. Ia să vedem în ce ordine afișăm. Pop front, că afișez frontul, obvious. Ok. Paranteze. M-am uitat de paranteze. 12.1, 15.31, ok. Dacă dădeam pop back, ar trebui să afișeze același lucru de mai multe ori, că se elimină ultimul element, nu primul. Ok. Super. Cred că devină comparare custom din priority. Ah, e coadă cu două căpuți. Da, e coadă cu două capete, dar nu prea mai e coadă, că nu are niciun capăt. Efectiv, poți să ieși și să bagi din partea asta și din partea asta. Asta e ideea. Sau să scoți, mă rog. Ok. Dacă nu, o să rezolvăm două probleme super basic cu Q-uri. Mai aveți întrebări? Oh my god, 17 pe live, 15 pe live, ok. Bună din nou.
Ok, dacă nu sunt întrebări, o să începem să lucrăm. Asta e prima problemă. O coadă și două operații, efectiv să scriem push. Query să afișăm. Nu avem că explici bine. Hai că explic bine. Mulțumesc. Chiar apreciez. Mulțumesc. Ok, să începem să implementăm asta. 2 secunde de văd dacă se vede live. Ok, da. Deci avem un fișier de intrare, citim niște operații, push și query. Push-ul afișează dacă e deja în coadă, se scot toate elementele din coadă până la întâlnirea lui X. Mă rog, și pe el văd. Dacă deja, ok. Și dacă nu, afișarea poziției elementului X în coada C. Deci o să trebuiască să la push o să îmi iau o coadă adiacentă și pun coada aia, coada mea în coada adiacentă și elimin tot până întâlnesc X. Dacă n-am întâlnit X, există find pe coada? Ia să văd. Că nu pot să fac priority queue că îmi strică ordinea. Da. E așa, e cel mai ok. Deci iau cu există. Pă, ești nebun, există find în coadă. Nu știam că există. Interesant. N-am mai folosit până acum, dar nu o să folosesc, că n-am, nu știu cum să folosesc, că nu-i punct find-ul ăla. Sau? Q, C++, STL, punct find. Băi, există? Q push, nu există. Nu există. Ok. PDQ. A, am zis că... Poți să o faci cu DQ? Să folosim DQ? Dar asta era DQ și nu mergea. Ia, coadă, punct, find, 5, 6, mă rog. Nu merge chestia asta. Nu există nici PDQ. Ok, hai să încerc să implementez și după aia facem și varianta cu DQ, dacă o să facem varianta țărănească prima dată și după aia evoluăm, dacă este o variantă mai bună. Deci eu ce am? Restricție 50.000, x-ul meu, cine e x-ul meu? Prima dată citesc chem operații să răspundă. Ok, deci să am un Q. Stai să văd și chat-ul. Ca la tara țărănoi. Așa. Q. Int. Coadă. Int m. O să am și un m pe care îl citesc și o să am un string și o valoare. Deci x și un string op de la operație. Ok. Citesc m. Am și o parcurgere. E mai frumos decât să fac while minus minus, arată urât while minus minus. Plus plus i. Sin op x. Cred că trebuie să fac și un simplu get goal. Fin. Deja am scris sin. Că trebuie să citim din fișier, imediat rezolvăm. Ok, if stream, if stream fin, coadă.in și coadă.out.
Da, o să facem aici un coadă punctin. Și copiem chestia asta de aici. Ok. Citem o operație și X-ul dacă operație. Ui, dar n-am, cred că am inclus rarea string, da. Dacă operația e egal cu push, hai să facem push prima dată. Deci mai avem și coadă adia aux. Aux. Ok. Coadă aux egal cu coadă. Oare merge chestia asta? Probabil merge. Setelor ar trebui să meargă. Și acum vine chestia cu cât timp. Deci trebuie să pușăm X. Ok. Cât timp găsit. O să luăm și un bool de găsit. Deci ce o să fac acum e caut valoarea. Și dacă am găsit-o, îi dau lui coadă valoarea aux. Coada aux. Și dacă nu, pur și simplu pușez în coadă. Deci cât timp coadă e empty. Nu e empty. Și găsit și not găsit. Salut, Mr. The Emperor. If coadă, nu, coadă aux punct front e egal cu x, înseamnă că am găsit elementul. Ideea e că trebuie să fac coadă aux.pop oricum. Ok. Și la final, if găsit egal 1, coadă egal coadă aux, altfel, nu, altfel nimic, că trebuie să fac chestia asta oricum. Push x. Ok. Și dacă nu-i push, înseamnă că e query și trebuie să-mi dau seama pe câtelea element e. Dacă nu există, se afișează minus 1. Păi, eu oricum trebuie să-mi dau seama dacă există sau nu. Deci pot să mut chestia asta, să o mut sus. Și să-mi dau seama pe a câta poziție e. Păi în loc de găsit, o să fac poz găsit. Int poz și poz găsit. Ok. Poz egal 0, că începe Q de pe poziția 0, poz găsit egal minus 1. Ok, poz găsit egal minus 1. Coada așa, poz găsit egal poz, dar să mă gândesc. Pozul meu când trebuie să-l cresc? Îl cresc aici după? Da, îl cresc aici. Ok. Și găsit egal 1, poz găsit e diferit de minus 1. Ok, altfel se aud poz găsit. Și backslash n. Backslash n. A, câte afișări? Am trei afișări. Ok, hai să verificăm. La noi se aud, e fault. Ok. Uitați că sunt niște strâmb. Ups. Care e problema? A, că e if-stream, e off-stream aici. Ok. Ia să vedem. Nimic. Ok. Da, bine. Coada aux egal coada. Sunt curios aici coada asta ce mi-a afișează, dacă mi-a afișează corect. De fapt, ea să afișăm poz găsit. Facem debug. Ok. Nimic. Nimic. Poate n-am citit eu bine asta. Sau, tem.
0. What? Nimic, da, lăsați așa, băieți. Nu știu să punem botul corect. Mi 1, minus 1, 1. Păi stați așa, indexat de la 1 sau de la 2? Pe corect, numai că e cu 1 în minus, deci 6 apare pe poziția 1. A, da. Indexată de la 1, nu de la 0. Asta era greșeala, ok. Șterse auto ăsta. Și poți găsi plus 1. Și gata, ca să nu mai stau să repar tot. Că după aia modific totul, lăsați așa. Doar acesta mai era de modificat, am crezut că e mai mult. Așa. Verificăm. Ok, dacă aveți întrebări, dacă nu, trecem la următoare, mai am o problemă. Ia să văd dacă comenta cineva la video de azi. Ok. Mulțumesc, mulțumesc, exkilatration. Mamă, dar ce tonare să spun numele. Ok, hai să vedem cealaltă problemă, că asta mi se pare puțin mai interesant, așa. Stați așa două secunde, că am ceva de introdus aici. Ok. Ups. Zim Răzvan, cum scrie și la donor. Ok. Cum faci un clash? Mai târziu puțin. Hai să începem problema asta. Deci avem o coadă și trebuie să generăm șirul ăsta. Puțin cam, nu ciudată problema, dar interesantă. Deci regula care? Trebuie să generăm, deci avem patru numere, N, A, X și Y. Noi trebuie să generăm șirul M, care conține toate numerele mai mici decât N. Și cum generăm șirul? Păi A e primul element din șir, după aia e A plus X și A plus Y. Apoi e A plus X plus X, A plus X plus Y, A plus Y plus X, A plus Y plus Y. Dar A plus Y plus X e același lucru ca A plus X plus Y. Deci trebuie să avem grijă să nu-l fi pus deja. Deci o să avem nevoie și de un vector de frecvență. Da, și ne oprim când A plus X plus A plus ceva atinge peste M, cred. X e mai mic decât Y, nu zice. Da, interesant. Începem să implementăm și poți să dai și un pic de zoom. Ok. Sper că se vede mai ok acum. Super. Hai să începem să implementăm. Deci, ștergem asta. Facem cu funcție recursivă, că cred că recursiv se face. Oare se poate și, da, se poate și iterativ până la urmă, că orice chestie recursivă se poate iterativ. Și având în vedere că e cu o coadă, o să facem iterativ. Ok.
Deci azi vedem ce elemente citim. Avem cifre din fișier? Nu. Avem de pe ecran. Ups. O să avem o Q. Q int coadă. Hai să băgăm și un vector de frecvență. Poate să aibă elemente doar până la 10.000 până la n. Vector int, nu, bool, că nu e de frecvență, e de apariție. Apariții de, să pun aici 10.000 sau să pun n. Nu, prea relevant, că numai 10.000, nu e așa mult. Dacă era mai mult, era o problemă. Ok, îl umplu cu zerouri. Am un n, un a, un x, un y și atât. Crezi că citești m-ul, dar m-ul nu are nicio legătură. Ok. Două secunde. Ok. Așa. Acum trebuie să citim valorile. Nu a x, y, sin nu a x, y. Și trebuie să generăm elementele astea. Și cum o să le generăm? Trebuie să generăm până când un element, ultimul element calculat, a ajuns pe, a ajuns mai mare decât n. Nu? Ok. Da, cred că așa o să fac, ultimul element calculat. Zic ult l. Dacă aveți, ok. Ultimul element calculat e a prima dată, deci o să fac apariții de a, îl fac 1, că au sigur în șirul m. Zice că au îi, dar nu zice sigur că au se află în embada. Ok, deci înseamnă că au e sigur mai mic decât n. Ult element egal cu a, deci while ult element e egal cu a, îi nu, îi mai mic decât n, scuze. Mai mic strict sau mai mare egal? Mai mic sau egal, ok. O să avem și o coadă, coadă.push a. Și acum ce facem? Păi, trebuie să adăugăm o coadă. A plus X și A plus Y. Deci o să avem un element, o să iau un alt element. Ba nu, cred că o să fie ult. Nu, no, că o să iau elementul din coadă. Cred că o zic L. L egal Q punct front. Coadă punct front. Tot mă încurc cu Q front. Că la lib de obicei notam cu Q. Și trebuie să dau și coadă punct pop. Ok. Și acum, dacă nu este deja în nu a apărut deja, gen dacă văd de apariții de element, îi diferit, nu element, că elementul sigur a apărut, că nu era în coadă, element plus x are apariția 0, gen nu a apărut, apariția de element de x, element plus x, e egal cu 1. Și trebuie să adaug elementul respectiv în coadă, coadă.push element. Ok, exact același lucru, dar și cu Y. Element plus X, oh my god, le încurc. Element plus Y, element plus Y, element plus Y. Ok. Și după ce am făcut chestia asta, ce mai trebuie să fac, ultimul element, elementul mai mare dintre element plus Y și element plus X. Deci, if element plus Y e mai mare decât element plus Y, facem un if din ala șmecher linear. Hai să facem. Dar cred că trebuie, nu știu dacă pot să pun într-un if linear. Maxa B, A, element plus X mai mare decât element plus Y. Sper să merg chestia asta. Nu știu, n-am încercat cu calcule. Am încercat cu variabile, gen A mai mare decât B, semnul întrebării A, două puncte B. Ce înseamnă chestia asta? Dacă element plus X e mai mare decât element plus Y, returnez element plus X, altfel returnez element plus Y. Ok. Da.
Și while-ul ăsta ar trebui să-l fac și cât nu e empty queue, dar nu prea poate să fie empty, cred, vreodată. Dar să punem și un coadă.empty ca să fim siguri să nu meargă până la infinit un caz, nu știu de ce. Ok. Și la final, cum afișăm chestia asta? Păi avem vectorul de apariție și ăla o să ne ajute să afișăm elementele corecte. For i de la 0 e mai mic decât n, mai mic egal decât n, oare poate fi 0? Poate fi 0. Plus plus i, if apariții de i, deci dacă apariții de i diferi de 0, atunci afișezi. Ok, și atâta. Și return 0. Hai să verificăm. 3, 7, 11, 14, 15, 18, 18, vedem că nu avem 19. 19, 22, 23, 25 și lipsește și 23. Am uitat ce să fac aici. Am adăugat elementul apariție. Ia să se aud la ultimul element. Se aud. Că ultimul element. Ok, nu, nu o să ajungă să-mi calculeze. O singură dată. Două secunde să încerc o chestie. Ups. Da, chestia asta merge până la infinit. Dacă nu pun și când. Mie nu o să-mi ajungă să-mi calculeze ultim element x și ultimul element y. Deci o să am două variabile. Y. Lx. Ult l y egal cu a. Ok. Ult lx ia ăsta. Ult ly egal l plus y. Așa. Stil numer toate. Ce-am uitat să dau? Ce-am uitat să dau? Da, mersi de emoji, Sebi. Mersi. Ce-am uitat să dau? Deci am adăugat în coadă. Nu are treabă cu chestia asta, dar oricum e mai bine să o fac mai mare. Ba nu, what the fuck, astea setele nu are treabă, nu, nu contează chestia asta. Da, deci dacă e 0, îi pun 1. El nu mă uit să văd dacă n-am denumit variabile greșite, dar nu prepare. Cred că așa o să fac cel mai ok. Nu, schimbat. Adăugat egal 0. While adăugat egal 1. O să am un bool adăugat. Ok. De asta nici nu am nevoie. Apariții. Așa, asta nu. Când adaug, adăugat egal 1. Adăugat egal 1. Adăugat aici se face 0 când intră în while. Și mai avem condiția la if-urile astea. Și element plus x să fie mai mic decât n. Sau egal. Și aici plus y. Și un și.
Ups. Ale lui Dan, citiți în ordine greșită N, A, X, Y. Se aud. Poate nu e elementul bun. Se aud L, spațiu L plus X, spațiu L plus Y. Și un backslash N. Șaptesprezece, dar n-am niciun 19. Păi stai, 19 de unde vine? 25. A, 3 cu 4. 15 cu 3. 15 cu 4, dă 19. Băi, interesant. Coadă.push. EQ. Chiar interesant că nu calculez. Deci 3 cu 7, 3 cu 4 îmi dă 7, dar 3 cu 11 îmi dă 14, ok, 7, ok. Oare s-a schimbat? Deci 7 cu 4 îmi dă 11, ok, dar unde este 15-le meu? Păi n-ajunge pe 15-le meu. Păi dar de ce n-ajunge pe 15-le meu? Că i-am pus eu asta aici, de-aia n-ajunge. Da, mă miră de ce nu merge și pe... Da. Am înțeles ce nu ajunge. Hai să vedem cum rezolvăm chestia asta. Deci adăugăm. Dacă n-am adăugat, păi nu-i corect ce am făcut aici. Chiar nu-i corect ce am făcut aici. Trebuie să mai avem o verificare. Am avut o verificare în plus, degeaba aia e problema. Vedem cum facem să nu mai verificăm în plus. Oare se vede play? Mulțumesc de follow, zbur. Mulțumesc, apreciez. Mersi că ai intrat pe live. Da, nu prea interesant acum că fac debug, nu fac o problemă, dar apreciez. Deci dacă aveți o idee binevenită, că nu prea îmi dau seama de ce. Deci eu nu trebuie să mă opresc când am adăugat în amândouă. Aia e problema. Deci chestia asta n-are ce căuta, ce am făcut acum. Eu trebuie să mă opresc dacă... Când ar trebui eu să mă opresc? Când ar trebui eu să mă opresc? Dacă las doar când coada nu e goală, nu o să meargă chestia asta corect. O să meargă până la infinit. Aia e problema. Că m-aș gândi să o las așa, dar cred că am încercat. 3. Da, și mai bine. Dar cred că am uitat să fac ceva de aia numit. Coadă.push. A, cât e un coadă puncte. A, de aia nu merge aici. Dar acum ar trebui să meargă până la infinit. Eu nu știu ce nu merge până la infinit, dar... Da. Nu e mare diferență oricum. Ce jumpscare. Hai mă, bă, dar te sperii de mine, serios. Deci am popat coada. Am popat-o. Cred că mi-am dat seama care e greșeala. Oho, da. Nu mi-am dat seama care e greșeala. Deci eu în coadă trebuie să pun doar dacă nu a mai, n-a mai apărut. El dacă a apărut, nu mai are nicio treabă. Salut, bă, de unde mă știi? M-ai mai văzut gen de undeva sau ai dat-o random? Stați așa.
Să văd dacă găsesc. Bă, el dă bine ce dă aici. Hai să ne mai uităm peste seautul ăla dacă mergem. Dacă nu o să rescriu. Deci seaut L spațiu L plus X spațiu L plus Y. Și un backslash N. Și eu nu-mi dau seama care ar fi condiția de oprire. Îmi plac chestia despre programare, doar că nu știu mai nimic. A. Și de unde mă știi? Gen, de unde ai dat de stream-ul meu? Aia e curios. Că știu că pe Twitch sunt foarte mulți care intră random, gen. Nu. Nu știu dinainte. Oricum, asta nu merge până la infinit, dar hai să vedem totuși. El calculează bine ce calculează aici. Opa, 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 gata. Cam calculează prea bine ce calculează. Mamă, dar nici nu le văd pe toate. Hai mai bine să mă opresc și... Merge? Băi, ești nebun, suntem aproape. A, nu, n-afișează 23. A, și-am crezut că m-am revelat. Și știam că merge. A, 23 n-afișează. Uf, uf, uf. De tot close. Ah. Ok, deci următoarea trebuia să afișeze. Ah. Păi stați așa, că nu se calculează 23 corect în primul rând. Ca să văd cum se calculează. Să pot să-i dau... Nu merge? Trebuie să insert time, nu știu. Nu prea se calculează 23, nu știu cum să zic. A, ba da, se calculează 23, păi da. A, mi-a ajuns pe 25. De-aia nu merge. Browse, filter by... Oh, ok, mersi, mersi. Bă, ai în descriere despre mine dacă vrei să afli mai multe. Nu m-am apucat de mult timp de stream. Deci, mersi mult că ai intrat, apreciez. Încerc să fac debug la o problemă de pe BigFoot, că nu înțeleg de ce nu merge. Nu știu să mă opresc cu chestia asta, deci eu trebuie să calculez. Ideea că mie mi-ajunge pe 25 ăsta și mi se oprește, cred că asta e problema. Ba nu, că chiar și pe 15 ăsta ajunge. Da, după 15-le ăsta îl pușează pe 19, îl are pe 22, da, îl are pe 29 restanțier, de aici. Deci, 22, ok, după 22, dar de ce nu vine 18 după 22? Curios. Ia, să dau și se aud cu a de punct front. Bă, da, voi tot vă jucați chemozul ăla. A, de, cam pus-o bine. 1, 5, 12. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Hai că am șters chestia cu el. Aoleu, cu a... Așa, gata. Ok. Și aici la final suntem pe 29. Pentru că 18 deja l-au verificat și suntem pe 29 și nu e ok 29. Și când trebuie să ne oprim. Da, interesant, interesantă problema asta. Am crezut că QI mai scurt, dar se pare că ne cam bate. Scuze, ți-am dat peste micro. Bă, aici e mai mic. Deci trebuie să ne oprim. Păi chestia asta o să meargă până la infinit.
Trebuie să verific înainte dacă adaug. Păi dacă nu adaug, pot să adaug la următor. Păi interesantă problemă oricum. E, părea simplu, deci e super simplu, doar că nu dau eu seama, e un bug mic oricum. Ceva super simplu. Da, interesante. Ideea e că eu cred că greșeala pe care am făcut-o e că n-am adăugat. Cât timp nu-i gol? Ar trebui fără asta, că asta oprește prea devreme. Deci asta e problema, că se oprește mult prea devreme. De ce lungime trebuie să am? Nu contează ce lungime am. A se află. Dar ce lungime și lui M? Nu zice. În ordine crescătoare. Ok. Cu a dă pe un top. Oare că fac prea devreme? N-are niciun sens. No, n-are niciun sens că am mutat mai jos, deci nu. Bă, poți să ne explici anunțul pentru cei ce am intrat acum? Păi, se dau patru numere, N, A, X, Y, se afișează elementele mulțimii și trebuie să generezi mulțimea, gen citesc A, O și după aia trebuie să dau A plus X, A plus Y. După aia A plus X plus X, A plus X plus Y. După aia A plus Y plus X, care deja au fost A plus X plus Y, deci nu trebuie să-l mai adaug. Da. Încerc să-mi dau seama când trebuie să mă opresc cu șirul ăsta, că nu prea ai cum să te oprești așa. Două secunde. Am un mesaj pe InfoNow și de la un user și trebuie să răspund. Că e ceva despre... Ok. Ok, tot ok. Super. Deci, dacă aveți vreo idee, că nu înțeleg, chiar nu-mi dau seama de ce. Deci, element plus X, element plus Y. Adaug la final. Da, interesant, era mult prea... Sunt curios câte puncte au pe chestia asta, dacă au vreun punctaj. Corect. A, am pus și se auto ăsta. Am înțeles. Automat nu e corect dacă am pus auto. Cod fatal signal. A. Coadă.front e mai mic egal decât can. Aia era greșit aici. Oh my god, am uitat de paranteze, oh my god, e o funcție. Bă, culmea, pe exemplu, i-au răspuns greșit, că restul merg bine. Pă, de capul meu. Bă. Da, interesant, pe BINFO, îmi place. Deci, în afară de exemplu, merg toate. Facem schema aia că afișăm gen... Ca să avem... Bă, facem așa ca să avem soluția oficială. Chiar îți curez de soluția oficială. Facem așa. If n egal 25, apariții de 23 egal 1. Să vedem și noi ce înseamnă soluția oficială, că nu-mi dau seama efectiv.
Așa, hai să verificăm soluția oficială. Exact la fel, e exact la fel, exact la fel rezolvate. De ce nu merge a mea? Bine, aici e, nu e Steve, nu e coadă, e coadă pe vector. Dar e exact la fel, că sunt mai mic decât R, înseamnă că până ajunge să fie goală. Aia înseamnă că tu mergi la tot până în capă și aici nu mai mergi. Dacă apariția e 0, că V-ul ăsta cred că e vector de apariție. Da, dacă apariția este 0, atunci adaugi în apariție. Și asta de ce nu merge până la infinit? Nu înțeleg. Nu e același lucru. Bă, dar nu e același lucru. Pe chestia asta ia 100. Cum adică? Dar nu e același lucru. Efectiv, eu ce fac? V de K plus X egal 1. Eu am apariții de element plus X egal 1. Și am Q plus plus DR. Exact același lucru ca și coadă punct push. K L plus X. Ok, Q. Ok. Chiar nu înțeleg. Deci dacă poate să-mi explice cineva, chiar aș fi recunoscător. Probabil nu văd eu. Nu-mi dau seama, efectiv. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Dar chestia asta de ce nu merge până la infinit? Că vede K plus X și vede K plus X, nu o să ajungă să fie amândoi egale în același timp. Decât dacă adun cu același număr. Mulțumesc de follow, Simon. Mersi. Bă, dar nu înțeleg de ce nu funcționează efectiv. Deci e exact același lucru ce am făcut și eu, numai că e fără STL-uri. Poți trimite codul tău pe Pastebin. Da, na, dacă vreți, vă uitați peste el. Pot. Cum să nu pot? Îmi ziceți exact ce greșit și de când o să găsim. Am găsit puțin. Ei tâlâie, nu iau tâlâie, iau wrong answer. Și exact... A, stați așa că am trimis de pe celălalt cont. Așa. Iau wrong answer pe exemplu, că celelalte merg bine. Nu înțeleg de ce mi-au wrong answer pe exemplu. Adică chestia asta nu merge până la infinit. Cum merge chestia asta, nu e același lucru. Hai să le pun și paralel pe ecran, fiți atenți, stați așa. Le punem paralel. Deci. Asta înseamnă că inițializez coada să plece de pe poziția 1. Pe poziția 1 egal A, vede A egal 1. Eu ce am făcut? Apariție de A egal 1, coadă pun puș, primul element din coadă e A. Cât timp nu e goală, cât timp stânga e mai mic decât dreapta, coada egal... Mulțumesc de follow, Cătălin. Mersi de follow. Apreciez că ați intrat pe stream, scuzați că n-am mai fost așa atent pentru la cei care au intrat, dar chiar apreciez chestia asta. Elementul ia prima chestie din coadă, K ia prima chestie din, mă rog, dacă stânga asta îți dă unde ești cu indexul. Dacă, hai să ăsta, să-l închid, dacă apariții de element plus x în cazul lor k plus x egal 0, apariție de k plus x egal 1 și ok, și coadă punct push, da, că aici eu crescut mărimea cu 1 și eu pus elementul. Ok, și eu ce am făcut diferit? Exact același lucru și pe y. Și coadă punct pop, adică stânga plus plus, te duci mai în spate, eu doar elimin primul element. Atât. Ce am greșit? Dacă știe cineva ce am greșit, sunteți în el. Dar nu-mi dau seama efectiv ce am greșit. Dacă poate să-mi explice cineva ce am greșit. Nu-mi dau seama că poate nu văd eu bug-ul, dar... Na, probabil chiar am greșit ceva.
Păi este cam tot același lucru ar trebui să dea cu overflow. Păi adică fac și eu următoarea schemă. Cât timp să, nu, să merg pe toate numerele posibile. N-ul meu e 10.000. Cât timp și coadă punct fronti mai mic decât 10.000. Chestia asta n-ar trebui. Hai să pun. Nu, pun buleală din a... Nu, nu chiar 10.000, pun 20.000. O... Dar nu chiar nu, nu m-am prins 10, nu funcționează. E chiar la limită. Și hai să verificăm pe exemplu. Oh, cum merge. Deci dacă asta e cam... Nu, nu prea e corect din punct de vedere sintactic ce am făcut, dar dacă iau 100... Băieți, eu puteam să fac problema asta, da, în alte feluri și probabil nu mi-a plăcut să o fac așa cu chestia asta și de asta n-am făcut-o cu condiția asta, pentru că nu știu dacă e, nu, nu mi se pare corect, nu mi se pare legit. Dar nu mai știu să trag asta în stânga. Haide că am rămas cu asta blocată. Dacă aveți voi întrebări, că eu am cam multe întrebări și... La mine nu prea funcționează chestia asta cu... Da, interesant, interesant, chiar interesantă coada. Două secunde, s-a prins și vioza. Imediat mă întorc. Okay. Și puteți să lăsați între timp întrebările voastre. Oare e prea luminos? Nu, o să fie. Dacă e prea luminos, o să prindem file. Cum faci BFSP? Am zis că o să fac un live separat pentru PVS pentru că... Na, durează puțin mai mult. Să-l explic, trebuie să și desenez. Și fiind... E ceva unde folosim coada, dar e mult mai mult de descris acolo și probabil să fac un live separat pentru asta. Asta e cel mai useful lucru la coadă, știu. Dar acum doar am vrut să prezint librăria, nu să facem chestii useful. Că asta de aici nu e useful. Mersi de follow, Secadix, dacă ți-am pronunțat corect numele. Ok, super. Păi dacă nu mai aveți întrebări, mulțumesc mult că a stat pe live, pe partea asta de live care am discutat despre coadă.